Suntem înconjurați de energie. Dacă am putea o vedea, am vedea nenumărate particule de lumină. Ele vor fi în mișcare constantă, venind înspre noi pe măsură ce le chemăm și apoi îndepărtându-se pentru a forma orice însuflețim cu gândurile și cuvintele noastre. Energia, ca orice altceva din univers, nu are judecată, așa că nu ne întreabă dacă vrem ceea ce cerem, ci doar creează. Ea, spre deosebire de noi, ne recunoaște puterea și răspunde la orice creăm. Energia nu știe dacă creăm conștient atunci când cerem ce vrem sau inconștient, prin obișnuință. Ea răspunde numai la gândurile noastre, materializând orice formă iau ele. Lucrând cu energia, ne folosim puterile să ne creăm realitatea. O facem în fiecare zi, chiar dacă nu știm asta. De la bunăvoința pe care cineva ne arată, până la amenda de circulație pe care o primim, de la oamenii pe care îi atragem, până la statutul nostru financiar, orice se întâmplă în viața noastră este un rezultat a ceea ce comandăm noi energiei să facă. Când nu cunoaștem această putere, putem folosi energia irresponsabil și greșit direcționat, creând multe lucruri pe care nu le dorim. Facem acest lucru din mai multe motive. Nu ne înțelegem puterea, nu știm cum să lucrăm cu energia, nu știm cum lucrează energia sau trăim în trecut. Lumea de azi este foarte complexă și ne poate face să ne simțim neputincioși, dacă nu suntem unii dintre acei oameni puternici, înstăriți sau frumoși pe care îi vedem la știri în fiecare zi. Ne întrebăm dacă nu cumva ei sunt mai binecuvântați decât noi, pentru că au atât de mult și viețile lor par mult mai bune decât ale noastre. Ne crezând că merităm să avem la fel de mult ca alții, ne folosim energia pentru a ține departe de noi ceea ce dorim. Una dintre lecțiile vieții este aceea de a materializa ceea ce vrem, fără grijă de ceea ce au alții. Suntem prima generație care face cunoștință cu puterea noastră și care are experiență de lucru cu energia universală. Nu-i de mirare că nu știm să o folosim, deoarece au existat puțin dascăl până acum. Trebuie să depășim convingerea că suntem lipsiți de putere, că viața e în afara controlului nostru și că norocul e ceva ce li se întâmplă altora. Odată ce acceptăm că avem putere și învățăm să ne folosim energia, o putem face cu înțelepciune, creând ce e cel mai bine pentru noi. Nu am avut învățători care să ne arate cum să ne folosim energia. Nu înțelegem cum lucrează și așa ne punem singuri în încurcătură. Energia este total nediscriminatorie și nu judecă, ceea ce înseamnă că nu are opinii, gânduri sau sentimente despre cum să o folosim. O putem folosi pentru a crea avere sau sărăcie, relații iubitoare sau dezastruoase, bucurie sau tristețe. Ea nu întreabă de ce sau dacă asta e ce ne dorim. Răspunde numai gândurilor, cuvintelor și credințelor noastre. Odată ce înțelegem că fiecare gând pe care îl avem e puternic și important, putem învăța să lucrăm cu energia și să o stăpânim, astfel încât gândurile noastre să fie concentrate exclusiv pe crearea a ceea ce dorim. O altă cale de a crea ce nu dorim în viețile noastre este trăirea în trecut. Facem asta atunci când ne concentrăm pe ce a mers rău, cum am fost tratați sau cum de lucrurile nu au mers într-un anumit moment din trecut. Aceasta ar fi putut fi adevărat atunci, dar nouă ni se dau șanse să încercăm din nou și fiecare nouă zi o ocazie unică să ne creăm o viață plăcută, liniștită și îmbelșugată.
Folosim aceste oportunități cu înțelepciune atunci când ignorăm rezultatele trecutului și ne concentrăm pe crearea a ceva diferit. Le folosim necugetat când renunțăm înainte chiar de a începe, deoarece ne e teamă de repetarea trecutului. Energia din jurul nostru este acolo pentru ca noi să o folosim și ne așteaptă să o chemăm la acțiune. Nu ne pune la îndoială intențiile, ci răspunde gândurilor, credințelor și cuvintelor noastre. Când vom realiza că fiecare gând are putere egală, vom ști că depinde de noi să folosim această putere cu înțelepciune. Chiar dacă nu o facem imediat, vom primi multe șanse să încercăm din nou, până când vom învăța să ne folosim puterea pentru a crea conștient ceea ce dorim. Putem face aceasta prin intermediul unor lecții dificile sau ușoare. Folosim energia să creăm pace, bucurie și abundență sau opusul acestora. Și atunci când vom trăi în prezent, viața noastră se va desfășura înainte și nu în urmă și ne vom folosi puterea să creăm prezentul dintr-un punct care oferă o posibilitate, în loc să-l creăm din trecut. Unul dintre darurile cele mai mari ale vieții este senzația de căldură ce provine din faptul că ești iubit. Este ceva ce căutăm o viață întreagă și odată ce am găsit sau credem că am găsit, suntem în stare să facem orice să menținem acea căldură reală și constantă. Înțelegerea faptului că dragostea există și poate fi chiar după colț este ceea ce ne face să continuăm să o căutăm, fără să ținem seama că în trecut căutarea a avut un sfârșit neplăcut. Amintirea iubirii, a oricărei iubiri, nu contează cât de scurtă ne poate susține o viață. Deoarece concepția noastră despre dragoste este axată pe sentimente, ea este strâns legată de emoțiile noastre și de modul în care ne simțim noi înșine. Amestecate cu aceste sentimente, există multe presupuneri despre iubire și despre cum am fi și ce am face dacă am avea-o în viața noastră. De asemenea, avem multe presupuneri despre cum ar trebui să ne trateze cei care ne iubesc. De fapt, doar presupunerile noastre despre iubire și ceea ce ne-ar oferi ea ne fac să o dorim mai mult. Noi presupunem de fapt că am fi mai fericiți și că viața noastră ar fi mai bună dacă am aduce dragostea lângă noi. Și asta nu se aplică doar la dragostea romantică, ci la toate tipurile de dragoste, pentru familie, prieteni, colegi, angajați, toți cei cu care suntem în contact ne vor oferi o măsură a dragostei pe care noi o privim ca pe o acceptare. Bineînțeles că nu ne așteptăm ca toți să ne iubească în același fel, dar e foarte confortabil când avem acceptarea celorlalți. Și atunci facem pasul acela în plus și acesta e momentul când începem să avem probleme. Nu întotdeauna problema este cine ne iubește, ci cum ne iubește. Pentru că presupunerile noastre despre iubire includ și ce ar trebui să spună, cum ar trebui să se comporte, cum ar trebui să ne trateze și ce ar trebui să facă, iar dacă intervine dragostea, apare și problema. În căutarea iubirii, uităm că ceilalți ne oferă exact atâta iubire cât pot da și că asta nu e întotdeauna pe măsura așteptărilor noastre. Și încă și mai important, uităm că ceilalți ne pot iubi și aprecia doar în aceeași măsură în care ne apreciem și ne iubim pe noi înșine. Deseori, cei pe care îi considerăm că nu ne iubesc, totuși o fac, dar nu se pot exprima în modul în care dorim noi.
Asta nu înseamnă însă că ea nu există, doar că nu este manifestată așa cum am presupus noi, sau nu a produs rezultatul pe care l-am așteptat. Și atunci ne simțim dezamăgiți și ni se pare că nu suntem demni de a fi iubiți. Toți cei cu care intrăm în contact ne oferă darul iubirii, sub o formă sau alta. Aceasta include mult mai mult decât iubirea romantică, ceea ce pierdem din vedere când suntem inundați de imagini și mesaje despre o iubire perfectă, cum ar trebui să fie și ce ar trebui să simțim. Dacă am face un inventar al tuturor persoanelor din viața noastră, am descoperit că avem la dispoziție o gamă largă de relații iubitoare. Lecția despre dragoste ar trebui să ne învețe să nu mai facem presupuneri în legătură cu ea. Nu trebuie să presupunem că, dacă nu avem dragoste romantică în viețile noastre, nu avem dragoste deloc. Sau că dacă alții nu se comportă într-un anumit mod, înseamnă că nu ne iubesc. O fac, dar în felul lor propriu, și dacă acesta e insuficient pentru noi, atunci pasul următor este alegerea noastră. Gândiți-vă la persoanele din viața voastră care vă iubesc, care vă respectă și care vă onorează și care în felul lor personal vă arată aceasta. Apreciați-i, deoarece au acest dar pentru voi, darul iubirii. Chiar și aceia care nu vă arată dragostea în modul în care aveți nevoie, au un dar pentru voi, darul de a vă arăta cum să vă iubiți pe voi înșivă, prin cunoașterea importanței nevoilor pe care le aveți și creând o realitate care să susțină aceste nevoi. Doar atunci când nu mai facem presupuneri despre dragoste, vine momentul când putem face alegeri care să ne o aducă în nenumăratele ei forme. Nu există decât acum. Petreceți timpul făcând activități care se potrivesc cu cele mai înalte intenții ale tale. Renunță la lucrurile pe care intuiția ta te îndeamnă să nu le faci. Ești complet, întreg. Nu-ți arunca ochii asupra ceea ce îți poate aduce ziua de mâine. Asta ar însemna că ești imperfect sau îți lipsește ceva acum și că vei fi complet atunci când ceva exterior apare în viața ta, într-un viitor. Orice conflict pe care îl vezi sau îl experimentezi în lumea exterioară este o proiecție a ego-ului tău. În realitate, lumea este în pace și tu îți proiectezi frica de pace asupra lumii. Nu vrei să-ți rezolvi conflictul interior, vrei doar să-l îndepărtezi de tine, așa că îl proiectezi asupra altor oameni și crezi că ei sunt cei care îți provoacă disconfortul. Unii oameni sunt neutri, tăblițe goale pe care tu le colorezi cu propriile semnificații și definiții. Apoi, reacționezi de parcă aceste culori și definiții ar fi reale. Alți oameni, în schimb, te tratează în felul în care te aștepți, într-o profeție de auto-îndeplinire, atunci când permiți fricii să-ți creeze momente dureroase. Renunță la a mai planifica rezultatele pe care le aștepți ca urmare a ceea ce dăruiești. Vei avea rezultate pentru că ai dăruit, aceasta este o lege universală, dar nu depinde de tine în felul în care cauza și efectul vor circula. În plus, dacă vei aștepta ceva în schimb, n-ai oferit în realitate nimic. Reții darul în conștiința ta, așteptând să primești ceva înainte de a le libera. Sunetele și mirosurile naturii sunt invizibile, așa că îți poartă mintea spre tărâmul invizibil al spiritului, unde lucrurile vibrează mai înalt și mai rapid decât materia. Asta în natură,
te ajută să te adaptezi ritmului natural al pământului și așa cum ciclurile fac parte din tot, te vei sincroniza cu ritmul vieții. Atunci când ești atașat de materie, rămâi atașat de ego. Nu există cale de a scăpa de această lege. Nu există nimic rău în lucrurile materiale. Materia e neutră. Oamenii au nevoi materiale, cum ar fi mâncarea, îmbrăcămintea și adăpostul. Dar când idolatrizăm aceste lucruri, cum ar fi gândul permanent la bani și posesiuni, ne concentrăm asupra naturii noastre inferioare și nu asupra sinelui nostru superior. Îi judeci pe alții pentru a te apăra pe tine însuți, pentru a-i ține departe de tine, astfel încât să nu te apropii de ei și să te rănești. Nu e nevoie să te gândești la siguranța ta. Ești în siguranță, iar un tipar de gândire de îngrijorare covârșitor în ceea ce privește securitatea ta îți poate aduce exact lucruri de care te temi. Atragem spre noi lucrurile la care ne gândim. Dacă mă gândesc în mod obsesiv la pericolul fizic și emoțional, creez un climat în care cele mai teribile temeri se adeveresc. Prin exercițiu, observă momentele în care îi judești pe ceilalți. Dacă ai un gând lipsit de iubire, competiție, grijă, invidie, simți durere. Tu ești conștiința ta și simți efectele locului în care îți este focalizată aceasta. Nu-ți dorești durere, așa că alege să dai luminii gândurile tale neiubitoare. Împrejurările din exterior nu îți influențează fericirea. Lucrurile stau invers, gândurile sunt cele care îți colorează lumea. Fericirea nu este legată de ceea ce ai, ci de ceea ce gândești. Dincolo de idealul propriei vieți, care poate fi mai mult sau mai puțin clar conștientizat, fiecare dintre noi dorește tot timpul ceva. De ideal te poți apropia, îl poți urma, poți merge cu el, dar nu îl poți împlini în totalitate. Idealul are esența stelei polare și nu a fructului gata de a fi cules și savurat. Într-un fel, idealul este transcendent și imanent, aparține deopotrivă timpului și spațiului uman, dar le și depășește pe amândouă. Cu dorințele noastre, lucrurile stau însă astfel, ele fac parte din spațiul și timpul vieții noastre. Într-un fel, ele sunt fructele care ne jalonează calea, pe care le culegem și care ne hrănesc în timp ce ne urmăm drumul spre ideal. Iată de ce, în momentul în care dispare dorința, dispare, mai devreme sau mai târziu, viața însăși, fiindcă dorința este aceea care ne ancorează și ne susține în existență. În ansamblu, există două mari atitudini față de dorință. Filozofia orientală se bazează pe ecuația: suferința se naște din dorință, prin urmare renunțarea la dorință aduce liniștea, odihna, nirvana, pe care necunoscătorii o identifică superficial cu stingerea personalității. În realitate, termenul înseamnă stingerea suferinței și implicit fericirea nelimitată, cel ajuns în starea de nirvana este în același timp conștient de propria ei persoană, deci păstrează conștiința de sine, dar în același timp și de divin. Filozofia occidentală nuanțează în tragic ideea de dorință, adăugându-i atributul păcatului. Mergând pe această logică, ar însemna că orice rugăciune pentru împlinirea unei dorințe constituie un păcat. Și știți la ce duce asta?
Dacă în inima noastră avem conștiința păcatului și ideea că orice am face suntem păcătoși și Dumnezeu ne pedepsește, iată ce anume se împlinește. Nu cuvintele pe care le rostim, ci convingerea din sufletul nostru că merităm pedepsa divină. De ce nu se împlinesc întotdeauna rugăciunile noastre? Ceea ce am spus mai sus oglindește imperfecțiunea modului în care ne rugăm. Divinitatea ne învață că, atunci când cerem un lucru, să credem că l-am și dobândit, dacă vom crede că nu merităm să-l primim, pentru că Dumnezeu ne pedepsește, atunci implicit refuzăm să primim ce dorim și ne anulăm propria rugăciune. Dar chiar și atunci când sufletul și gândul nostru sunt una, nu întotdeauna rugăciunea se împlinește. De ce? Pentru că drumul vieții noastre este o suită de lecții și primim ceea ce ne este necesar. Iar ceea ce dorim nu este neapărat și spre binele nostru. Fiecare dintre noi suntem responsabili de tot ceea ce se întâmplă în viața noastră, atât de lucrurile bune, cât și de cele rele. Fiecare gând care ne trece prin minte ne creează viitorul, fiecare vorbă pe care o rostim ne construiește experiențele. Suntem pe deplin responsabili de situațiile în care ne aflăm, dar uităm că puterea stă în noi și dăm vina pe alții sau pe conjunctura exterioară atunci când avem necazuri. Tot ce credem despre noi și despre viață devine adevărat pentru fiecare dintre noi. Există un număr nelimitat de variante de a gândi, din care putem alege. Când un om alege să gândească că viața înseamnă singurătate și că nimeni nu-l iubește, își creează premisele unei vieți singuratice și lipsite de iubire. Dar dacă dorește să schimbe acest gând cu altul, mai optimist. De exemplu, există dragoste peste tot în jurul nostru, iar eu sunt o persoană iubitoare și demnă de a fi iubită. Acest gând va deveni adevăr pentru el și va începe să iubească și să fie iubit de cei din jur, pentru că a ales dragostea în locul singurătății. Mulți avem idei preconcepute despre cine suntem și ne conducem viața după reguli rigide care nu ne aparțin, dar nu conștientizăm acest lucru. Încă de mici am fost învățați ce anume să credem despre noi, despre alții, despre lume. Dacă am crescut printre oameni nefericiți, speriați, supărați, ne formăm o imagine negativă despre sine. Când devenim adulți, avem tendința de a recrea aceeași atmosferă încărcată de emoții negative cu care ne-am obișnuit din copilărie. În mod inconștient reconstruim în cadrul relațiilor noastre personale același tip de relații pe care le-am avut noi cu părinții noștri sau părinții noștri între ei. Mai mult decât atât, obișnuim să ne tratăm pe noi înșine în același mod în care am fost tratați de către părinții noștri. Ne încurajăm și ne iubim în același mod în care am fost iubiți și încurajați în copilărie. Dacă v-ați recunoscut în exemplele prezentate, nu e cazul să vă învinuiți părinții. Ei nu au făcut altceva decât să vă învețe ceea ce au fost învățați și ei, la rândul lor. Ei nu vă puteau încuraja într-un mod care le era complet necunoscut. Dacă doriți să vă edificați în această privință, întrebați-i ce fel de copilărie au avut, ascultați-i cu compasiune și înțelegere și aflați de unde provin regulile lor rigide de viață.
veți înțelege că la rândul lor și ei au fost tratați în același fel în copilăria lor și nu au nicio vină pentru educația rigidă pe care au primit-o și pe care v-au dat-o. Ne creăm sistemul de credințe în perioada copilăriei, iar ca adulți ne construim experiențe care să se potrivească cu aceste credințe. Câți dintre noi n-au trecut de mai multe ori prin același gen de experiențe dificile de viață, doar pentru că ele corespundeau credințelor noastre disfuncționale? Toate experiențele nefericite sunt create de gândurile și credințele tale formate în trecut. Poți alege să te eliberezi de gândurile negre și de regulile rigide din viața ta, chiar acum. Poți alege să nu te mai simți vinovat, să nu te mai critici și să te privești ca pe o ființă minunată, care merită să fie iubită, pentru simplul motiv că s-a născut. Încearcă să faci acest lucru chiar acum și dacă ai înțeles că tot ceea ce se întâmplă în viața ta este rezultatul modului tău de a gândi, ai înțeles și faptul că viitorul tău stă în puterea ta, el este creat de gândurile tale, care au devenit pozitive începând de azi, chiar din acest moment.